Adoptarea unei diete mediteranene ar putea reduce cu 24% riscul femeilor de a dezvolta o boală cardiovasculară, potrivit unui nou studiu publicat în revista Heart. Dieta mediteraneană bogată în nuci, fructe de mare, cereale integrale și legume a fost legată de o serie de beneficii pentru sănătate. Un studiu recent a sugerat faptul că persoanele care urmează această dietă au prezentat un risc redus de a dezvolta demență mai târziu în viață. În cel mai recent studiu publicat în revista Heart, cercetătorii au strâns informații din toate studiile anterioare despre femeile care au adoptat o dietă mediteraneană, bolile cardiovasculare și riscul acestora de a muri în timpul perioadei de monitorizare. Experții au adunat date din 16 studii realizate în rândul a peste 720.000 de femei, a căror sănătate cardiovasculară a fost monitorizată pe o perioadă în medie de 12,5 ani. Echipa condusă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a constatat că femeile care au adoptat o dietă mediteraneană strictă au prezentat un risc cu 24% mai scăzut de a dezvolta boli cardiovasculare. De asemenea, riscul acestora de a muri din orice cauză în timpul perioadei de studiu a fost cu 23% mai redus. Într-un studiu separat, cercetătorii conduși de experții de la Universitatea din Newcastle au constatat că persoanele care au urmat o dietă mediteraneană strictă au prezentat un risc cu 23% mai mic de a dezvolta demență în comparație cu cele care nu au adoptat o astfel de dietă strictă. Acest studiu a analizat datele a peste 60.000 de persoane, o bază de date online cu istoricul medical și informații despre stilul de viață a peste 500.000 de britanici, relatează adevărul.ro.